în moneda europeană de 13 milioane de euro. Au ales să facă astfel de împrumuturi pentru că dobânzile erau mai mici. Banca Centrală Europeană a început însă să crească dobânda de politică monetară în fiecare lună, fiind anunțate noi majorări menite să combată inflația galopantă. Asta înseamnă că și ratele creditelor au început să crească, iar ideea s-a dovedit a fi una nu chiar rentabilă. Analiștii atrag atenția că nu doar ratele sunt în creștere. Este foarte probabil și ca moneda europeană să-și majoreze cursul în următoarea perioadă. În ultimii 7 ani, Euribor a fost negativ, iar și euro a fost relativ constant. Sau a crescut foarte puțin, maxim 200 de ani. În momentul în care cresc dobânzile la euro, ne putem aștepta și euro să crească. Pentru că investitorii sunt interesați de să placeze bani în euro pentru că primesc dobânzi mai ridicate și astfel se crească valoarea monedei euro. 7 ani indicele Euribor a fost negativ, dar în acest an el a ajuns la aproape 1,6%. Astfel, ratele au crescut rapid. Dacă ar fi să luăm un exemplu pentru a vedea creșterea concretă a indicelui Euribor, ei bine, pentru un credit în valoare de 50.000 de euro luat pe o perioadă de 30 de ani, rata de anul trecut calculată cu acest indice de minus 0,55% era de 223 de euro. În prezent, indicele Euribor a ajuns la peste 1,5%, iar rata la 286 de euro. Acum, în aceste condiții, mulți dintre români susțin că în prezent nu ar mai apela la bănci pentru împrumuturi, indiferent de indicele cu care sunt calculate. V-ați face un nou credit în euro? Acum nu. De ce? Pentru că nu mi-aș permite să-l plătesc. Nu, niciun caz. În niciun caz, niciun. Abia am scăpat de ele, nu mai e greu. Dar, de exemplu, un credit în euro, v-ați face calculat cu Euribor? Niciodată. Niciodată, pentru că nu e convenabil. Adică nu rentează. Trăim de o zi pe alta, pentru că asta este viața. Analiștii susțin că Euribor își va urma trendul ascendent, la fel ca și rata inflației. Astfel, în luna decembrie am putea avea un Euribor de 3% și o rată de 333 de euro, cu 110 euro mai mult decât în 1 octombrie 2021.